Duminica aceasta, a 26-a după Rusalii, Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a explicat înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei citite în cadrul Sfintei Liturghii, în care este redată pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Ne întrebăm cu ce a greșit acest om care a primit un cuvânt greu, care a fost numit nebun și căruia i s-a amintit că noaptea respectivă va pierde toate și sufletul se va muta. În ciuda așteptărilor lui de a se bucura pentru mulți ani, zic, se va muta din lumea aceasta. Cel puțin cu două lucruri a greșit bogatul din Evanghelia de astăzi. În primul rând, nu s-a gândit la Dumnezeu, căruia trebuia să-i mulțumească pentru darul mare pe care îl primise, mai mare decât în anii precedenți, roade bogate care l-au surprins și pe el, cel obișnuit cu hambarele pline. În primul rând, când primim ceva de la Dumnezeu, fie că suntem oameni obișnuiți și primim darul vieții, darul sănătății, bucurii simple, nu numai decât roade bogate care ne-ar face proprietari al unor averi impresionante. Și pentru darurile simple pe care le primim de la Dumnezeu, suntem datori să-i mulțumim. Suntem datori să-i mulțumim chiar mai mult și în ceasurile de suferință prin care oamenii trec adeseori în drumul acestei vieți. Omul din Evanghelia de astăzi nu și-a amintit de Dumnezeu. Era plin de sine, prea preocupat de averea lui și de condiția care oferea atâta bunăstare și a uitat esențialul, a uitat să-i mulțumească lui Dumnezeu, de la care și prin care primim toate. A doua mare greșeală pe care a făcut-o acest om a fost că nu s-a îndreptat și către aproapele. Aceasta a fost cauza unor diferențe prea mari întâlnite în întreaga istorie a umanității. Oameni foarte bogați care nu mai privesc alături și oameni prea săraci care abia își duc zilele. Preasfinția sa a subliniat actualitatea mesajului pericopei evanghelice citită în această duminică. Evanghelia de astăzi trebuie să reprezinte un subiect de meditație foarte serios pentru noi. Într-o lume care promovează de multe ori acest egoism, trebuie să ne gândim mai mult la alții. Nu doar la noi. Aceasta este calea atât de simplă de a ajunge la Dumnezeu. Calea care trece prin viața altora. Calea care îi privește și pe alții, nu numai pe noi. Și trebuie să știm că fiecare dintre noi va primi acolo răsplată după cum a lucrat. Dacă nu vom oferi nimic din toate câte ne-a dăruit Dumnezeu, nu ne vom putea bucura dincolo. Dacă vom oferi măcar puțin și dacă ne vom deschide inima, nu vom avea soarta pe care a avut-o cel amintit în Evanghelia de astăzi. Lunea aceasta, Biserica Ortodoxă Română îl pomenește pe Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii.